vine să vedem un teren în Câmpina de 2000 de metri. Ne place foarte mult zona asta, că e aerul super curat și ne place gândul să cumpărăm un teren. Și dacă tot suntem aici, am zis să vedem unul. Să vedem unde e poziționat. Pare ca lumea poziționat. Da. Să vedem potențialul lui și după ne întoarcem la voi. Tratament. Dar nu înainte să mergem la o pescărie, să mâncăm pește. Crescătorie de păstrăv. Păstrăv. Interzis și a trebuit să lăsăm mașina puțin mai jos. Aici este terenul. Acesta este mare teren. Doar că este în pantă. Are o porțiune de intrare și restul este în pantă. Sunt aproximativ 2000 de metri. Inferioară, știi, ca să o să urci.
Dar ne și băgăm cu el. Ca lumea, nu? Mm-hmm. O sanie. Ți-ai seama cum e iarna? E drum inaccesibil. Una sotrile, sotrile. De țucra. Șotrile. Șotrile. Ce drum, nu? Thank you.
4x4, încă e exact. Și pe viitor e mașină zburătoare. Trebuie 4x4 neapărat și cred că iarna cine îți dezăpăzește drumul ăsta? Nu prea îți dezăpăzește nimeni, cred că iarna. E închis și asta e? Suntem noi acum singura mașină, nu pe Păstrăvăria Doftana. Păstrăvărie, parcă aprins asta? Nu, ce se pare? De la soare. Păi să vedem. Hai să vedem ce pește au. Doftana, hai să vedem. Borș păstrăv, păstrăv la plită, păstrăv prăjit. Sarmale de păstrăv, ce sarmale? Burger. Cârnați de păstrăv, mamă! Se depus în traistă, păstrăv viu, păstrăv copt, zacuscă. Ce ai luat? Sărmăluțele de păstrăv, de pește și cârnăciorii de pește. Arată bine. Foarte bine. Sărmăluțe de pește, n-am mâncat niciodată. Bine. Doar la păstrăvăria Doftana. Doftana. Sărmăluțele, a? Ce trebuie? Foarte bun. A fost foarte bună masa. Foarte bună masa, cârnăciorii și sărmăluțele. Pentru iubitorii de pește e un loc super bun. Doar că e deschis vineri, sâmbătă, duminică. E bine de știut. Dacă ajungeți, mergem în Brebu. Uite oamenii la plajă. Știu cum stau oamenii ăștia la plajă, că soare nu te rupă. Dar n-am. Am stat ieri și era ora 5 noaptea, după aia.
km până la lacul Brebu. Să vedem, e mare, e mic. E destul de măricel. Ia uite. Să văd, da. Doamna, ce frumos este. Salce. Salce. Să oprim și aici la salce, nu? Că pare că ar fi locul nostru. Lacul Brebu. Wow, ce calm arată. Se salte. Cap aici toate mizerile din mașină și trebuie să le luăm, că după, dacă ne vede cineva, zice că ne le-am aruncat. N-am ce țăraneală. Asta e un șervat că l-a pășat, nu știu. Da.